Vă rog. Stimați telespectatori, este informația importantă a serii, alerta serii, cum vedeți titrat pe micile ecrane. Șeful Partidului Social Democrat cere CSAT pentru trădare națională în ceea ce îl privește pe generalul Coldea. Chiar în aceste clipe e în direct cu noi colegul nostru Mădălin Puiu. Bună seara, Mădălin, ai informația momentului, te ascultăm. Da, bine te-am găsit, Ioan, bun găsit tuturor. Premierul Marcel Ciolacu spune că toate aceste lucruri care se întâmplă cu generalul Florian Coldea ar trebui să fie discutate în Consiliul Suprem de Apărare al Țării, în CSAT, pentru că spune premierul Marcel Ciolacu că doar președintele țării poate să cheme toți directorii de servicii, astfel încât să fie modificată legislația în vigoare, și spunea premierul, de exemplu, un fost general să nu mai poată să acorde consultanță pe o perioadă de timp după ce iese din activitate, dat fiind faptul că are foarte multe informații la dispoziție. Așadar, nu este exclus ca în viitoarea ședință CSAT să fie discutat acest lucru. Îți mulțumesc că... Domnule președinte Traian Băsescu, deci avem această informație. Ce înseamnă, iată, premierul, șeful PSD care cere CSAT pentru trădare națională pentru Coldea? Adică ce se poate întâmpla discutăm din acest discutăm de premier. Da, de premier. Ceea ce înseamnă un om absolut responsabil. Și informat. Și informat. În primul rând responsabil. Da. Că cu informațiile stăm mai prost. Și președintele și premierul, decât credem. Și eu am crezut la un moment dat că ești cel mai informat. Iată că am aflat după ce mi-am terminat 10% mandatul. Ați știut. După ce mi-am terminat mandatul, am aflat că a existat un protocol parchet general SRI și multe am mai aflat. Deci, cred că premierul în mod responsabil a cerut convocarea CSAT-ului, având elementele care să justifice treaba asta. Acum, n-a precizat un grad de urgență. Dacă spune cer convocarea de urgență a CSAT-ului, este una. Trebuie să o facă imediat. Președintele imediat, pentru că premierul e vicepreședinte al CSAT-ului și nu mai țin minte numărul de membri care pot semna solicitarea de convocarea CSAT-ului. Deci, n-a spus urgent. S-ar putea să fie convocat după terminarea alegerilor. Și atunci o să luăm acest răcnet de disperare, să-l luăm ca o atitudine de campanie. Dar care ar fi elementele necesare? Că vorbeați de aceste elemente necesare pentru a avea CSAT în acest caz. Urgența. Bănuiesc că premierul... Pe baza ce? A probe, adică unor informații. Măcar și informații, dacă nu probe, informații certe. Că ceva necesită convocarea CSAT-ului. Deci doar președintele țării poate să cheme toți directorii de servicii la o discuție. Acolo ar trebui analizat ceea ce a făcut Coldea. Nu este adevărat. Cine folosește informațiile pe care le deține împotriva propriei țări, asta se numește trădare. Deci vorbește despre trădare. Trebuie modificată legislația astfel încât astfel de cazuri să nu mai se mai producă în țara noastră. Deci că nu se mai poate așa, spune premierul, iată, în această deci seară. Președintele nu are autoritate de investigare a serviciilor secrete. Singurii care au sub control serviciile secrete, vorbesc de cele mari, sunt comisiile parlamentare, SRI și SIE. Iar serviciul Ministerului de Interne e sub controlul guvernului. Serviciul de informații al Ministerului Apărării este sub controlul șefului Marelui Stat Major. De ce aici suntem? Nu poate CSAT-ul să facă o investigație legată de nereguli în servicii. Deci e foarte posibil să existe informații. Probabil există informații, probabil. Vreau să cred că nu ne jucăm cu astfel de afirmații.
Și vom vedea ce decide președintele. În orice caz, Marcel Ciolacu, în mod cert, l-a informat la ora asta pe președinte despre ce informații este vorba, ce informații are. Nu poate să meargă în neant. Aceleași informații nu ar trebui să le aibă și președintele în același timp? Întreb că mulți nu știm, cei de acasă nu știu aceste lucruri și probabil vor să afle. Președintele trebuia să le aibă înaintea lui Ciolacu. Deci foarte posibil că le are. Foarte posibil că le are, dar dacă ar fi considerat, dacă le are și ar fi considerat urgent, probabil că ar fi convocat dânsul CSAT-ul, mai ales că trebuie convocat și pentru o decizie legată de sistemul Patriot. Decizie care încă nu s-a luat și România are o obligație nu să dea un sistem, ci să dea un răspuns. Președintele a zis că nu prea ar da, doar dacă primim ceva la schimb, în fine, o să vedem. Ce să primim? O funcție. Păi asta cu funcția de la NATO deja se pare că nu mai e, ați văzut și dumneavoastră că... Bun, la Uniunea Europeană, ceva acolo, la schimb. Ce ar putea? Ce ar... Așa, să găsească ceva, domnule, chiar nimic. Deci se poate găsi. Bun. Dar vreau să vă întreb ceva foarte important, domnule președinte Traian Băsescu. După ce vi s-a întâmplat dumneavoastră și din informațiile care există acum în acest moment, adică această paradirea, dacă au ajuns să umilească un președinte, ar putea continua la același nivel? Nu știu, să vedem că îi pregătesc ceva, că îi fac ceva și lui Klaus Iohannis și așa mai departe? Nu știu. Nu știu, e greu de acceptat. Eu aștept o decizie a Curții Constituționale, știi? Mă uit, când e vorba de salariile lor sau de bani pentru ochelari, convoacă și pun pe ordinea de zi la CCR în 24 de ore. Când e vorba de legi prin care s-au luat abuziv niște drepturi, ia că din sesizarea la CCR este din 2022. Și încă nu i-a venit rândul să fie discutată. Dar de amploarea, pentru că e important să vorbim și de amploarea acestui caz și de tot ce se întâmplă. Bine, acum vedem foarte mulți oameni de afaceri care merg cu denunțuri. Repet, ar fi și alte dosare mult mai grele în care o să apară și o să fie interceptări chiar cu vocea lui Coldea. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla. Dar când vorbim de amploare, de oameni nenorociți, ce spune și de implicarea asta mafia chineză? Ați văzut și dumneavoastră dezvăluirile cu acel Wang Yang, cetățeanul audiat în dosarul Coldea, traficul de minore, cu polițiști, cu în centru Bucureștiului. Oameni buni. Da. Se pare că de o lună tot ce se întâmplă rău în țara asta e vinovat Coldea. Păi nu neapărat de la care legături? Până acum vreo săptămână era Coldea și Băsescu. Acum văd că de vreo săptămână ați renunțat la mine. Ce faceți? Nu mai sunt important? Păi, sunteți foarte important, dar tot dumneavoastră v-ați uitat la cameră și ați spus că nu aveți nicio legătură. Păi abia azi v-am spus, v-am mai spus eu, dar n-ați ținut minte. Noi vă credem pe cuvânt, deci spuneți că tot cei care vin sunt doar pure invenții și trebuie să și dovedească, nu? Acest mai e un de-asta că mă uit, ies, știi, ca... păduchii când dai cu gaz pe câine. Mai era unul care spunea, l-am înregistrat eu pe Băsescu când mi-a spus că Coldea l-a omorât pe Marta. Deci am auzit-o eu, deci la dumneavoastră ați spus că eu i-am spus lui, m-am confesat, uite, Coldea asta l-a omorât pe Marta. Deci nu sunt întâmplătoare, astea sunt jocuri între ticăloși care vor să destabilizeze, de fapt, domnul Corpos. Vă rog. Uite, vă arăt declarații la ruși similare
împotriva mea, similare cu declarații făcute de generali români la televiziuni din România. Da? Acest mare general Iliescu Mitică, care spune că s-a făcut trădare de la Cotroceni, de la cine o fi trădat, că președintele României s-a ocupat de afacerile lui Barroso din România. Ăsta e un șef de SPP, primul șef al SPP-ului. Și și-a permis să meargă la o televiziune să spună astfel de aberații. În ce condiții? În condițiile în care el era în Cotroceni, când un șef de serviciu din România se ducea și preda rețeaua externă acoperită a serviciului de informații externe. Deci era acolo, lângă omul care a făcut acest lucru. Acest om care se vorbește de ce a făcut Băsescu în timpul mandatului, era acolo când s-a vândut austriecilor OMV Petromul. Acest om era acolo când Năstase a vândut combinatul siderurgic Galați. Acest om era acolo când Năstase a vândut Costârgoviște. Acest om era acolo când s-a vândut Alroslatina. Și vine să dea lecții. Câtă demagogie și minciună încape în televiziuni. Iar la sfârșit, după ce omul s-a simțit ca un Dumnezeu cu patru stele, a fost întrebat de jurnalist: v-ați simțit bine în emisiune, domnul general? La care el: da, m-am simțit foarte bine. Deci înțeleg că unii ziariști au ca misiune să facă ca, sau ziariste, ca invitatul să se simtă bine. Băi, da. Însă, dumneavoastră, nu v-ați simțit deloc bine. Cred că a fost cel mai dureros. Îmi amintesc acum, în toată această perioadă, când știu că vă e greu să vorbiți despre asta, e momentul în care vi s-a spus, dacă rețin bine, vi s-a spus așa: domnule președinte, vreau să-l văd pe Traian Băsescu că își crește singur nepotul. Da. Asta a fost, nu, cel mai... cel mai dureros moment. Sunt lucruri care s-au întâmplat. Este parte din realitatea mea, e parte din experiența a 10 ani de mandat de președinte al României și îmi arată că nu trebuie să ai încredere în oameni. Domnule președinte Traian Băsescu, în câteva momente revin la dumneavoastră cu bomba serii Traian Băsescu, un anunț foarte important, dar acum, doamnelor și domnilor, avem aici la România TV cel mai important anunț despre alegeri. Chiar acum!